Ok, vreau să faceți voi intro. Să-l tărâi. Cine-l face? Amândouă. Cum, în același timp? Bună, bine ați venit pe canal! Astăzi o să facem un draft, toți trei, nu, doar noi două. Doar noi două facem draft, Tudor, da. Tu nu faci draft. Astăzi îi facem draftul lui Tudor. Păi trebuie să-i la cameră! Bună, de la Tudor pe canal o să vedeți un nou draft. LOL! Vă salut băieți și bine v-am găsit la un nou super episod pe acest canal, unde avem invitate două fete, cred că le cunoașteți și voi și eu le cunosc de aproape un an. Da. Și suntem o echipă împreună și astăzi mi-am propus să le las pe Ana și pe Mălina să-mi construiască un draft în FIFA 21 fără ca eu să intervin deloc. Eu voi sta aici, poate în spatele lor, sau le mai supraveghez din când în când fără să mă bag nici măcar o secundă, iar deciziile le vor aparține lor. E bine că pe opening-urile le-au făcut să mai cunoască cât de cât jucătorii și să sperăm că vor alege cei mai buni jucători. Cum ați ieșit de pe acolo? Doamne! Le-am învățat eu așa cât de cât. Când sunt jucători icons, neapărat să alegeți. Știți cum arată un jucător icons? Absolut. Cum? Ce culoare? Alb. Exact. Bravo, hai că știu, măcar atât. Haideți să vedem dacă putem să facem acolo 2000 de like-uri. 2500, zice Mălina. Eu mă mulțumesc cu 2000 de like-uri, băieți. Și nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați cele mai noi și cele mai fresh jocuri, pe eneba.com aveți cele mai bune prețuri. Puteți găsi jocuri pentru PlayStation 4, Xbox One, PC, absolut tot ce vă doriți voi, plus multe alte coduri promoționale. Și mai mult de atât, dacă folosiți codul de reducere Tudor Buțan, aveți 3% discount la absolut orice produs de pe site. Vă las chiar acum link în descriere să mergeți acolo. Și totodată, dacă v-ați cumpărat deja PlayStation 5, cei de la mygame.ro, tot cu codul Tudor Buțan, vă oferă cele mai fresh și cele mai șmechere puse de controlere, atât pentru PlayStation 5, cât și pentru noul Xbox. Nu uitați că aveți linkul în descriere și fără să stăm prea mult la discuții, eu mă voi retrage așa ușor, ușor și le voi lăsa pe fete să construiască draftul. FIFA points sau coins? Da. Coins, că n-am points, sunt sărac. Of, Tudor. Fie anume că trebuie să alegem asta, formația. Care e data mai frumos? Să vedem. Asta ultimul. 2 hours later. Greu. Cum să le o luăm pe asta? Că e mai lungă? Ia o what? Fetele și FIFA. Acum partea. Bine ați venit la acest vlog. Ce luăm aici? Zici ce ne-a spus tu tot la început? Hai să luăm pe ăsta! E cel mai bun, te-ai uitat? Da, e foarte bun. Da? Da, da. Hai, pe următorul. Vrei să alegi tu unul și eu unul? Ia, vrei să dăm la goalkeeper? Poate ne pică Alison? Nu încă. Hai striker. Strike. Ar striker. Ok. Ia uite. Mamă, ce luăm de aici? Probabil că este evident. Care zici tu? Hai să ne ducem la cam. Hai să deschidă că poate pică mai bine. Clar ăla. Ce fost să apăs pe altul din ceală. Ce de me. Hai tu. Tudor are emoții. Hey, what happened? Ăla, nu chiar. Ăsta sau ăsta? Să se mă uit un pic. One eternity later. Și luăm pe ăsta? Da. Bine, că l-am pe ăsta. Da, l-am pe ăsta. Tu mă bag. Lumă. Lumă. Nope. Rip. Ruină. Dacă eram pe live, zicea totul. Aoleo, ruină, încet, ruină, ruină. Da, mergem pe asta. Mergem, mergem. Emoții de fiecare dată când deschidem pachetul. Pe ăsta, clar. Nu l-am mai luat, nu? Nu. Forță. Da, parcă așa. Băieți, să nu uitați că dacă vă place, să apăsați butonul de like și subscribe. Everybody put your hands in the air. Nu. Eu l-aș lua pe al doilea. Încerc să fiu, dacă stau să mă gândesc bine și tot pe al doilea l-aș lua. Extra. Ok. Ok, Să-l punem pe Tudor să aleagă? Eu zic că da. Tudorică, între 1, 2, 3, 4 și 5. 3. 3? Mamă, ok, 3. Cred că am pus camera bine. Să știi, Tudor, că ai ales chiar foarte decent.
Da. Adică și eu de 103, uite. Mă duc aici, dacă pică Allison, nu-l iau. N-a picat. Mamă, ce slab. Ok, acum o să alig eu, iau pe ăsta. Mateus. Mateus. Începe dintr-o ăsta. Bine. Clar. Vrei să... Mai facem troll. O luăm pe ăsta. Mălina. Când o să vadă Tudor ne dă afară de pe mai. Din video. Wow! Gata, luăm pe ăsta. I got a bad feeling about this. Poți să fiu rea. Bine, am așa zi, hai să luăm pe ăsta, că deja am dat o ruină. Ia lege mg... A, manager, cred că e mgr, nu? Mai știi de la trecută? Când am făcut primul nostru... Draft? Da. Deci nu știam ce e ăla manager și... Îl întrebam pe tu, ăsta ce e? Te scrie deasupra. Deci, da, da, de da, 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 da. De la început. Hai să vedem. Nu știu pe care. Da, să vezi că toți sunt goalkeeper, vezi? Păi da, dar ideea e că nu știu care ar fi mai bun, că uite, de exemplu, la ratingul mai mult, dar dacă mă uit... La... Cred că dintre primul și ultimul. Bine, hai, pierd că e foarte frică, tu ești pentru ultimul, eu sunt pentru primul, care câștigă. Bine, acolo. Hai. O dată? Că... Da. Hai. Pierd 3... Cum e? Nope. Hai cu 3, 2, 1 și că nu. Ok. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Ia pe urmă. Bine. Hai tu acum. 4. Luați-o pe asta. Lacrimă. Îl iau pe ăsta. Tutor. Să fie bun draft-ul până acum. Eu v-am zis că are emoții. Da, e bun, nu? Da, că e în formă. Bine, fată, tu știi ce știi. Tu știi ce știi. Hai, mă dă. Eu o să-l iau pe ăsta, pe mgr. E deja managerul? Are da. Are sens. Pe final. Nu știu ce să-l iau. Păi, vezi? Oh. Ce ai azi? Stai să ne gândim. Pe căldrile, nu? Ia să ne dăm. Pe ăsta-l iau. Pentru că e negru. Really, nigga? Uite, de exemplu, acum tu alegi, că tu ai deschis gen. Primul. De clar pe primul, că are... Are ce-i trebuie. Oh, yeah. Da, bine! Nu înțeleg! Da, nu înțeleg, da... Hai mă, să-l iau pe ăsta. Ia, dragul. I-am făcut... O, echipa... O să se numească echipa neagră, Tudor. Lui ne pasă un moment de aia. Aolo! Mane, bine! Da, ultimul. Da. Cred, da. E, acum Tudor! Sorry! N-o să se uite. Ideal, ideal. Tudor! Înainte să mă uit... Așa să tu e puterul. Voi asinu cont... Asinu cont... Stai să se vadă și el. Voi asinu cont de chemistry? Păi nu mai, gata, acum ați ales. Ideea e să țineți cont de chemistry când alegeți. Da, 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 lasă că vezi la sfârșit. Tudor. Păi mai aveți? Da. Da. N-ați terminat? Nu. Hai, pleacă aici. Eee, ușor, 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 ușor. Gata. Next. Deci, în fiind că noi putem să luăm din echipă, gen din rezerve, să băgăm în echipă. Știi că așa o să facem. Da. Uite-l pe... Pe nemernic. Unde e? You so fucking precious. Deci îl luăm. Da, pentru că e bun. Și îl și schimbăm. Clar. Oh, uite ce a făcut. Deci ce a făcut Alison. Mi-a tremurat controllerul. Trebuie făcut. Da, am spus-o altfel pe live. Cine a spus-o? Eu. Mă, slab. Ce slab. Tu alegi. Prin. Tu? Ia. Yeah. Bale. Am ales pe bale. Olo. Suso. Și lasă-mă. Îl luăm pe ăsta. Bun, gonda? Suzuki. Ia, l-am mai luat pe al doilea, că nu-mi dau seama. Nu, ia-l acum, că e bun. Da. Oh. Ce drăguț. Mamă, forță. Pe ăsta luăm. Ce rocker. RW.
Unde e râul ăsta W? Turvezi în... Nici nu există râul W aici. N-am apucat să apăs. Și aici cum ar trebui să știu eu care e mai bun? Fii atent, aici trebuie să ne punem imaginația. Bun. La contribuție. Bun. Primul pare că nu e de încredere. Nici al doilea are că bate fotbaliștii. Al treilea pare liniștit, dar știți cum se spune? Mutu. E cam mututul puțin, eu aș merge pe ăsta. Și mă bate vântul în față. Eu și da. N-am niciun chef de viață. Da. Da. Ok. Ok. Ce? Dacă am deschis toate pachetele acelea, da? Da. Și acum ne-a scos de acolo. Noi vrem să revenim la draft ca să-l mai ajustăm. Mai putem? Păi... S-a terminat. Oh my god, pele de 98. Bine mă, fetelor, dar da. Nu văd toată echipa. Păi și nu poți să vezi acum? Păi și pe X. A, da? Afară. Nu, nu stai că vrem să mai facem câteva bunătățiri. Tudor. Ce schimbări să mai faceți? Nu să vedem dacă băgăm pe Roblox aici. Nu. Ce ai făcut pe suță? Și cam asta e echipa, mă, fetelor. V-aș da o notă așa, puteți să le dați și voi o notă în comentarii acolo. Eu le-aș da un 8 pentru cum au construit draftul. Mă rog, eu n-am văzut ce mai aveau în picuri, voi ați văzut, așa că voi trebuie să le dați o notă. Și haideți să jucăm și draftul. Haideți să vedem primul oponent. Mamă, ce echipă ne-a dat. Oare tot două fete au construit și draftul ăsta? Și nu faci chemistrii mai mare? Nu, nu se mai schimbă, nu se mai schimbă chemistrii acum. Se schimbă doar în atunci, când mulți înainte. Dacă n-a intrat în meci, ăla rămâne așa până la final. Ne auzim în... la sfârșit să vedem, să dăm un verdict ce o să facă Tudor. Baftă! Hai, Drogba! Hai, Drogba, nu mă dezamăgi! Bine, mă, Drogba, 1-0. Ne purtau ghinion fetele. Mai bine fără fete. Da, mă, 2-0. Înscrie și Perisic, tocmai ce l-am băgat. Frumos, frumos, marchează și el aici. Mamă, gol din centrale n-am mai dat de 100 de ani. Dar cu Pele de 98, crezi și eu. E incredibil, Pele. Da, mă, Drogba. Frumos joc acolo. Ce bine s-a descurcat Didier Drogba. Nu știu ce fată l-a ales pe Drogba, dar îi mulțumesc mult de tot. Frumos și el kick-off glitch. N-am mai primit de mult un kick-off glitch. Și e posibil să ne coste acest kick-off glitch. Nu gol la ultima fază. Orice, dar nu asta. Orice, dar nu gol la ultima fază. Da, mă, Perisic, frumos. 5-4. Mamă, ce meci. 5 egal. Da, mă, Pele. 6-5. Și gol. Într-un final, 7-5. Dar nu s-a terminat meciul. Hai de capul meu. Și într-un final câștigăm primul meci. Zici că am jucat meciul de elite de la Weekend League cu 7-6. Bine că nu m-am făcut de râs în fața fetelor să fi pierdut acolo primul meci. Câștigăm primul meci și haideți să trecem repede la meciul 2. Al doilea adversar de astăzi, Adama Traore. N-am jucat niciodată împotriva lui. Îmi place foarte, foarte mult cardul lui. Mamă, ce pase bună. Richarlison. Frumos, frumos, frumos. 1-0. Gol, mă! Gol din corner, din nou centrale. Da, mă, ce bine a rămas mingea acolo. Foarte bun Perisic. Mi-a picat și mie și l-am și în echipă. E foarte, foarte bun. Mie îmi place super mult. Da, mă, Kent. Bine, mă, Kent. La fel, nu mai jucasem niciodată cu Kent până acum. E prima dată când joc cu Kent. Și avem
parte de un rage quit. Câștigăm și al doilea meci cu această echipă și trecem în semifinală. Oponentul din semifinală, o formație bună, 4-4-2, și la fel o echipă care nu mă dă pe spate, dar haideți să vedem ce poate. Ce a fost aia, fraților? Doar mi-am prelungit-o și am mutat portarul și am intrat cu mingea în poartă. Deci al doilea gol pe care îl dau pe roșu. Deci am dat pe roșu. Ah, noroc aici. Dar așa am avut noroc. Da, mă, pele, mă, incredibil, pele, incredibil. Ce frumos. Efectiv, n-ai cum să iei mingea pe ăsta, jur. Hai. Bine, mă. Bine, mă, Drogba. Este încă un rage quit și ajungem în finală cu echipa fetelor. Și eu zic că ne-am îndeplinit obiectivul, băieți, am ajuns în finală unde dăm de Ronaldinho Prime Moments, o echipă foarte tare și o formație șmecheră. Mamă, frumos rogul ăsta. Foarte frumos. Hai, Drogba. Nu se poate așa ceva. Hei, 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 penalti, penalti. I-ai rupt picioarele, bossule. Da, mă, pe. Nu. Hamă, Drogba. Hamă, că ce trebuie pe tine. Bagă-te. Autogol? Puțin bolan, recunosc. Aici, frumos. Ce e frumos, eu recunosc. Aici chiar m-a driblat frumos. Cred că e tot Ken Footbirds, de mai mult ca sigur, da. He, penalti a fost acolo, mi-a luat piciorul cu tot, a fugit cu piciorul meu, Ronaldinhoașu. Ah, și n-am ieșit special. 5-3 scor final și eu zic să chemăm și fetele să deschidem pachetele. Fetelor! A few moments later. Bom, și-au apărut și fetele la pachete, ca de obicei. Unde-s pachete, sunt și fete. Deschide-o pe cel mai slab, ca de obicei. M-am obișnuit. Să vedem ce ne pică. Dacă nu e o caut, îi dau skip, că nu mai are rost să pierdem timp. Și poate să fiu un jucător de 82 măcar. Da. Nope. Hai, gold player's pack, deschis de Mălina. Mi-a fugit mâna. Te-ai uitat tu sigur? Da. Boanega de 83. Bun. Bagă în club. Oare primul walkout la Ana? Cum ar fi? Walkout din pachetele de la draft. Nu e. Cred că are 85. Da. Și un 84 lângă. Mai e bine pentru pachetul ăsta. Super. Și Ana câștigă challenge-ul, exact. Fraților, aici se termină episodul de astăzi alături de Ana și Mălina, care mi-au construit un draft destul de bun. Eu nici nu le-am zis, fetelor, am ajuns până în finală cu echipa voastră. E o performanță bună să ajungi până în finală cu o echipă mai fără chemistry, așa? Mai decentă. Exact, exact. Nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe și să le dați și fetelor un follow și un subscribe, că unii fac și YouTube de aici. Până data viitoare, eu am fost Tudor împreună cu Mălina și cu... Ana! Și v-am pupat! Pa, pa!